26 mai, încă o recoltare pentru 6 clienți și prieteni, unii dintre dumneavoastră. Așadar, avem pe domnul Mușuroi Petrică Dănuț, de la Corabia, și cred că va veni mâine să ia material, care recoltăm de astăzi, pentru că avem nevoie. Avem pe domnul Căciunescu Nicolae, de la Drăgășan, pe care îi trimitem, pe fancurier. Domnul Iaciu Adrian, de la Alexandria, tot la fancurier îi trimitem. Prietenul meu Marian Ștefan, de la Călăraș, două kituri pleacă astăzi. Facem o montă la domnul Alin Ceauranu, de la Târbești Borș. Și bănuiesc că mâine domnul Răzvan Bogaru, prietenul meu, de la Buzău, îi voi trimite un kit din Eros. Facem video după video, recoltare pe recoltare, ca clienții noștri să aibă garanția că din Eros dăm, din Alvier. Ne mângim obrazul pentru 200 de lei, absolut nimeni. Prefer să spun că nu am din Eros și să vă dau din celălalt ier pe Tanchelios, din Tor. Din Tor, deocamdată, avem doar un singur client care dăm foarte mult material, la Baia Mare. Tot materialul ne ia. Este un semănător de acolo. Gurile căscate care vorbesc aiurea că n-are cum să dea eu sau ca material. Se văd filmările pe YouTube, la fiecare recoltare. Am învățat asta la un client. La niște contraziceri între oameni. Cine spune că nu știu să faci material, iarăși, îi dovedesc științific și practic. Pentru că avem spermul densiometru și măsurăm densitatea materialului. Știu exact câte doze să fac. Chiar dacă la început am mers băbește, iar în România câte zeci de doze, sute de doze am primis, nu există nicio scroafă să nu fi rămas de la crețană gestantă. Mai puțin un domn de la Brăila, care a fost rușine să ceară a doua oară. Cum bine știți, la crețan un kit este 200 de lei de pietan purbergean, din Eros, iar dacă doamne ferește din anumite motive nu prinde, al doilea kit este gratuit. Nu contează ce motiv. Că e transport, că e manoperă, că n-a luat scroafă, că orice motiv ar fi, eu trimit gratuit. Nu mă deranjează. Nu mă sărăcesc. Comportamentul meu este să avem produs, să aveți produs, de fapt, din Eros. Vă mulțumesc!